Vă salut! Astăzi am venit la stup pentru a face completări acolo unde este nevoie și să vedem exact cum se prezintă ei la data de 2 septembrie, data la care ne aflăm astăzi. Stupii au fost stimulați, li s-au făcut completările de iarnă, dar au rămas câțiva care încă mai trebuie ajutați. Au avut puiet mult și încă mai trebuie ajutați. Deci avem și benzile de la tratament. Tratamentul cu Varostop. Aici avem o ramă mărginașă care a fost miară, pe aia am pus-o după diafragmă pentru a căra înăuntru. Văd că o dus tot ce a fost. Ultima dată am restrâns cuibul exact pe câte rame au fost puiet. Aici deja a ieșit puietul, mai rămas pe partea asta doar puiet căpăcit. Ramă care va veni și ea probabil scosă. Da, aici are puiet încă. Da, are și ouă în spațiul ăsta liber. La fel. Da, aici are foarte mult puiet. Ouă proaspete. Aici în spațiul acesta. Aici la fel, ouă. Și aici are foarte mult puiet larvar în zona aceasta. Aici mai puțin. Aici avem doar miere, deci aici nu mai avem puiet, avem doar miere. Și cred că la fel și pe ultima ramă. Da, și pe ultima ramă avem miere și păstură. Deci această familie, în ea mai avem 2-4 rame cu puiet și ultima, văzut aici pe o parte, încă mai are puiet. La aceasta îi voi da o pungă cu sirop, care o pun deasupra pe rame de completare.
Bun, cam atât. Acum urmează să deschid altă familie, să vedem și acolo. Familiile acestea vor mai trebui ajutate. Deci aceasta cu punga aceasta cu sirop și vedem cealaltă dacă e necesar și acolo. Bun, să mai desfac încă o familie. Și hrănitorul cum am făcut hrăniri. Benzile cu tratamentul. Da, aici stau bine. Au miere până jos. Păramă. Aici la fel. Și din coace. Da, și aici au hrană suficientă, ceva puiet, puțin, și au și larvar, aici în zona asta. Da, asta stă foarte bine cu hrana. Ramele sunt grele, căpăcit, după cum se poate și vedea, și pe o parte și pe alta, mai are aici puiet. Având în vedere că ne aflăm în 2 septembrie, încă își mai adună ele până la venirea iernii. Da, și aici stă bine. Uitați că aici avem și matca de anul trecut. Încă mai are puiet și aici ouă. Da, încă mai au puiet, văd că. Dar cu hrana am terminat. Da. Și aici mai au ceva puiet. Atât. Și rama mărginașă, asta e doar cu mâncare. Deci avem aici pe 2, 3, pe 4 rame puiet. Deci cam așa se prezintă familiile, cam pe 4 rame puiet. Și aceasta e familie bună. Pe 2, 4, 6, 7 rame. E posibil să-mi scot o ramă în funcție de cum se va prezenta până la data de 1 octombrie, când voi face restrângerile finale. Acum e cald, mult albine și afară, și pe pereți interior al năzii. Stimulări nu mai facem, am terminat. Punem înapoi benzile pentru tratament.
Și cam atât. Deci, familiile se prezintă cum v-am arătat în acest clip video. Ce să zic, până data viitoare, numai bine. Nu uitați să vă abonați, cei care considerați că vi-s utile aceste filmulețe, și ne auzim la următoarea filmare. Numai bine!